Expoziția neconvențională EcoArt, Fimândru reciclează, a apărut din pasiunea lui Denis Spain de a recicla. El povestește că a avut o perioadă când a lucrat la bar și fiind atras de coloritul capacelor metalice, s-a hotărât să le recicleze. Și-a dat seama apoi că le poate transforma în artă, valorificând forma și culoarea lor. I-a mai spus și faptul că a fost inspirat de fiica sa Denisa pentru a concepe acest proiect, care spune el se va extinde pe plan național și internațional. 2 ani i-au trebuit să colecteze capacele de metal, iar alte câteva luni i-au luat pentru schițarea tablourilor și îmbinarea capacelor. Tablourile transpun imagini din natură reprezentând plante și animale. Pentru un tablou am lucrat aproape o lună și jumătate. Este un proces complicat pentru că trebuie să fii foarte atent unde așezi materialele pentru a crea o imagine. Nu este vorba numai de formă, ci trebuie să fii creativ pentru ca să le explici altora că din nimic poți face ceva pentru a salva mediul. Fetița mea este un foarte mare fan al muncii mele, îmi va fi mereu alături, iar lucrarea ei favorită este broscuța. Ea mă inspiră. De exemplu, ea are un tricou cu o girafă care m-a inspirat. La fel s-a întâmplat și cu broscuța, care este una din jucăriile ei preferate. A fost foarte încântată. EcoArt, Fimândru reciclează, este un proiect de încurajare a reciclării deșeurilor mediului înconjurător și de reliefare a valențelor pozitive ale acestuia, prin imagini. Mesajul acestei expoziții este acela de a iubi natura, frumusețile ei, de a o prețui și recicla tot ce se poate pentru a veni în ajutorul acesteia. Denis Spain, originar din Sierra Leone, locuiește în România de 5 ani, timp în care și-a făcut o familie și mulți prieteni. Și pentru că tot îi place așa de mult în România, are și planuri mărețe pentru viitor aici. Intenționează să organizeze expoziții naționale și internaționale la care să participe și alți artiști care fac artă din deșeuri, dar vrea și să deschidă un muzeu eco, unde speră să îi se alăture cât mai multă lume care reciclează. Prin acest proiect vrea să încurajeze studenții, tinerii și cetățenii să păstreze o natură cât mai curată. Muzeul pe care vreau să-l creez este un muzeu eco, unde toți cei interesați pot să ni se alăture pentru a lupta împotriva distrugerii naturii, iar artiștii pot să-și exprime ideile și arta creată. Urmărim să încurajăm studenții, tinerii și toți cetățenii acestei țări să păstrăm o natură cât mai curată. Numai împreună vom reuși. Fondurile colectate din sponsorizări și din vânzarea tablourilor vor fi folosite de către fundația Pan African Players din Freetown, Sierra Leone, pentru a sprijini copiii care din lipsă de bani nu pot urma o școală.